vorbit în această întâlnire despre acea cutumă, această cutumă străveche, o inferioritate a femeii față de bărbat. Neapărat inferioritate. Da, să zicem cu o scară mai jos. În momentul în care veți ajunge la Camera Deputaților, cum veți sprijini femeile? Cum veți sprijini femeia în așa fel să se facă mai remarcată sau chiar să depășească... Da, nu mă referi neapărat la o anumită inferioritate a femeii vis-a-vis de bărbatul, ci mai degrabă la acea concepție veche românească sănătoasă, că femeia ar fi cel mai bine să se dedice exclusiv familiei, copilului, educației copilului, gospodăriei, la asta m-am referit. Și asta de multe ori dă un complex de și asta de multe ori, dă, și asta de multe ori poate dezarmează femeia, să-și asume și rolul de a încerca să facă politică. Deși convingerea mea este și nu doar o convingere, pentru că s-a dovedit din experiența pe care am avut în ultimii 3 ani aici în zonă, că femeile sunt un partener politic la fel de bun ca și bărbatul. S-a demonstrat. Cum voi încerca eu să susțin și să promovez femeile? Voi încerca să le susțin printr-o activitate cât mai concentrată și etapizată pe programe clare politice, liberale. Și asta ce înseamnă, din punctul meu de vedere, întâlniri periodice cu doamnele. Așa cum am și făcut-o de altfel în ultimii 3 ani de zile, pentru că, așa cum a spus și doamna Varga, noi avem organizația de femeilor liberale în toate colțurile județului și în tot ce înseamnă Colegiul 5. Și asta este exclusiv meritul membrelor noastre din organizația femeilor liberale, pentru că și-au dorit și și-au dorit din puținul lor timp liber aceste activități o perioadă considerabilă, luând în vedere toate obligațiile unei femei. Îmi doresc cum să le susțin, îmi doresc să le susțin prin promovarea lor pe următoarele liste de la alegerile locale, pentru că îmi doresc foarte mult ca la alegerile locale din 2016, pe listele consilierilor locali, să apară mai multe doamne. Nu s-a întâmplat, în momentul de față, în prea multe dintre localități, pentru că, exact cum vă spuneam, încă nu sunt hotărâte să-și facă pasul ăsta decisiv. Dar încă 4 ani de zile de acum încolo sunt convinsă că le vor convinge și pe ele între 100%, necondiționat. Și că îi vor convinge pe partenerii lor de viață să le permită acest lucru. Pentru că, într-adevăr, politica e în tot și în toate. Pentru că ne aflăm la Oleniț, am și o întrebare pentru Raluca Sudu și Iulian Dumitrescu. Cum veți susține Olenița din Parlament și ce mesaj aveți pentru Oleniț? Să vă aleagă pe dumneavoastră care nu sunteți ai locului. Da, asta vreau să spun că puțin sunt al locului. Eu mă simt așa cu rădăcini de aici. De ce? Pentru că, așa cum am amintit, soțul meu se trage din Oltenița. Soacra mea locuiește în Oltenița. Rudele soțului meu locuiesc în Radovanu, Cășcioarele, Chirnogi. Deci avem legături directe și personale cu tot ce înseamnă Colegiul 5 ca și localități, ca și oameni. Cum îmi doresc să mă promovez pe mine și pe colegul meu? Tocmai prin faptul că în ultimii 3 ani de zile mi-am dedicat o bună parte din viața mea venind aici, în această zonă, și făcând echipă clară cu oameni pe care efectiv acum îi consider că a făcut parte din familia mea, cred că reușesc să-i convins că îmi doresc să fac ceva pentru zonă. Ce pot face în momentul ăsta e destul de limitat. Pot să-mi fac efectiv planuri, pot să discut. Întrebarea era cum veți susține Oltenița din Parlament. Din Parlament voi începe să o susțin printr-o muncă efectiv care ține de parlamentar și voi începe cu acel proiect care privește portul și care în momentul de față este blocat pentru că în comisia din Camera Deputaților cineva a votat împotrivă. Este foarte adevărat, în momentul de față nu cunosc detaliile, dar voi începe exact cu această problemă. Să mă documentez și prin relațiile de parteneriat cu colegii noștri din Parlament să demarăm în sfârșit acest proiect pentru a fi pus acolo unde are nevoie Oltenița să fie pus. Și sunt convinsă că se va face. Pentru că suntem deja 3 din partea locului care asta avem în plan. Să mișcăm puțin lucrurile. În ceea ce mă privește, ca să-i susțin, bănesc că trebuie să știi nevoile, le știu nevoile și susținerea vine în întâmpinarea nevoilor. Foarte multe nevoi în zonă și ar trebui să ținem o conferință separată despre nevoi, dar în mare, doar să vină întâmpinarea lor, de la locul de muncă până la tot felul de lupte care se dau în Parlament, în care trebuie să încerci ca să atragi în zona ta. Un exemplu, cum a făcut domnul președinte de a duce Saint-Gobain, probabil a fost o oportunitate. Și eu aș vrea să pot să fac ceva de genul ăsta pentru Oltenița și la Luca la fel.
probabil de asemenea o să încercăm să sprijinim foarte mult pe domnul Țonu, tot prin diverse programe care sunt acum la București, pentru că evident, dumnealui încearcă să facă foarte multe, are un buget limitat și trebuie, are nevoie de alte surse suplimentare de finanțare. Și sursele astea, noi, eu și Raluca, domnul președinte, Aurel, încercăm să le aducem în zona Oltenița. Și probabil astea vor crea o emulație și o dezvoltare a zonei. Cam asta ar fi pe scurt să putem să susținem.